Serviciul de ambulanță Orhei are un sediu nou și modern. Angajații vor avea condiții optime de lucru într-o clădire ce corespunde standardelor europene în domeniu. Investiția se ridică la 34 de milioane de lei. Noul sediu al substației de asistență medicală urgentă Orhei dispune de o sală de alertă, spații pentru păstrarea medicamentelor, pentru odihnă a angajaților, o sufragerie, dar și camere tehnice. Activez în acest domeniu 35 de ani, mai au diferite perioade, cu diferite condiții de muncă. Erau timpuri când ne bucuram de o solicitare pentru că avem posibilitatea să ne încălzim lângă motorul autosanitare. Că astăzi avem clipa fericită de a intra în casă nouă, casă care ne oferă condiții de muncă de cel mai înalt nivel. Este un obiect cadru care sperăm să-l realizăm în viitor și în Chișinău, la Ciocana, în ultimul timp, sper peste un an și la Cahul, pentru că asemenea condiții cu săli frumoase de odihnă, cu săli frumoase de lucru, cu săli de instruire, dar cu sisteme de încălzire și de ventilare ghidată electronic, merită să fie asemenea edificii, în general, în cadrul asistenței medicale de urgență prespitalicești. Anume de dezvoltarea serviciului dumneavoastră depind două lucruri extraordinar de importante. Deci, practic, pacientul critic și tot ce se întâmplă cu el după la spital depinde cât de repede reacționați și cât de calitativ. În ultimii 2 ani și jumătate, am crescut substanțial investițiile pentru sistemul medical, am investit în jur de 3 miliarde de lei. Doar în sistemul dumneavoastră s-au investit peste 300 de milioane de lei și acești bani înseamnă lucruri concrete, nu înseamnă doar niște cifre care le scrim în rapoarte. Acești bani înseamnă lucruri concrete, unul dintre ele îl vedem astăzi aici. La serviciul de ambulanță Orhei sunt 61 de angajați care intervin la urgențele medicale din peste 80 de localități.